Românește, nu? Ce scrie? Stop Putler scrie. Stop Putler? Da. Și ce înseamnă asta? Înseamnă să-l oprim pe nazistul de Putin. Da? Și da. Astfel de mesaje în gară sub ce formă? Formă de libertate de exprimare, apărată de Constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ce vestă purtați dumneavoastră? Veste de traducător. Haideți să ne filmăm. Chemat SRI-ul. Vină până la sala 2 cu jandarmi. Și cu jandarmi? Sala 1 de așteptare, cea de năvestire. Înțeles? Vrem scandal și nu știm cum. De ce purtați vestea? De ce ca să mă exprim, ca să mă exprim. Ce înseamnă vestea aceasta? Vestea de translator. Și ce mesaj veți transmite noastră cu mesajul? Vrem să oprim război. Și vreau să escaladați cumva un conflict? Poate dumneavoastră vreți să escaladați un conflict, eu vreau să opresc război. Da? Da. Credeți că e un mesaj care trebuie să existe? Da, normal. Am defilat cu el și în Portugalia, și în Islanda, și în România. Când v-au dat vesta pentru translator, au văzut cu toate mesaje? Nu știu ce au văzut. Eu defilez cu vesta asta în tot oraș. Păi de unde aveți? Cu asta vesta. Cu asta. Și pe cea de translator? De la cort, de la cortul albastru. Dă drumul la cameră. Prezintă-te frumos. Agentul domnul poliția grădăuță. Unii pe alții. Puntați și pipi, vă rog. Mă ajută. Ce scrie acolo? Mă întrebați iar? Da. Am citit odată. Mai spuneți o dată, ce scrie acolo? Stop Putler. Și ce e acest mesaj? Ce vreți să faceți cu el? Să-l oprim pe nazistul de Putin. Bun. Ce treabă faceți noastră în gara acum? Translator. Cine v-a solicitat în gara? Asociația RSL și Fundația de Educație Romă. Aveți vreun document care atestă faptul că sunteți un voluntar la o anumită asociație? Sunt angajat la Fundația de Educație Romă. Fundația aceasta a fost avizată de către cei de la DGSMB? Nu știu. Păi și cum ați nu mă interesează. Eu m-am dus, mi-am dat datele de buletin la Cortul Albastru și m-am registrat ca voluntar. Ca voluntar translator. Translator, da. Și vi s-a trasat vreo sarcină anume? Nu, ce sarcină să-mi se traseze? Ajut refugiații să găsească bilete, să găsească, iată, Pampers am ajutat acum femeie în sala 1 și tot așa. Da? De? Am fost la cortul de medical și tot așa. Dați după cum vedeți, totul e pașnic. Un buletin, vă rog. De ce? Pentru legitimare. Pentru ce? Legitimare. Pentru ce? Legitimarea nu se face la moft oricum. Legitimarea se face cu un temei legal. Care temei legal, legal pentru care mă legitimez? Este acela că provocați o anumită stare de neliniște în gara de nord, promovând anumite mesaje. Cui? Opiniei publice. Cine e opinia publică? Are identitate să-mi arate buletinul. Buletinul dumneavoastră. Nu am buletin. Dacă nu aveți un buletin, noi trebuie să vă conducem la sediul biroului pentru identificare. Nu e adevărat. Trebuie să-mi spuneți care e temeiul legal de legitimare. Legea 218 din 2002 a Poliției Române, articolul 31. E legea poliției, nu a mea civil. Eu nu sunt obligat să mă subordonez legii poliției. În baza în care polițiștii iau aceste măsuri, în baza legii astea. Deci legitimarea trebuie să fie legală, legal, cu temei. Care e temeiul legal ca să mă legitimați? Legea 208 și 2002. Eu mă numesc Oleg Brega. Bun. Legitimarea o să facem la sediul biroului de poliție, întrucât... De ce? Poți să mă legitimez aici. Mă numesc Oleg Brega. Eu vreau să văd dacă dumneavoastră, dincolo de legitimare, aveți documentul la dumneavoastră și ați refuzat să-l prezentați. Eu pentru vreau, așa da... ceva trebuie un control corporal. Nu e adevărat. Control corporal se face când e vreun pericol ceva. De ce se face? La dumneavoastră? La buletinul la mine. O să-l prezentați. Dar vă să-mi spuneți cum vă numiți și care e temeiul legal de legitimare. Legitimația mea. Nu mi-ați arătat. Cum vă numiți, comisar? Nu, eu n-aud. Vă rog să repetați, să-mi arătați legitimația. Am arătat odată. Da, să mai arătați odată acum la cameră. Buletinul, vă rog. Nu vă dau buletinul până mi arătați cum vă numiți. O să vă conduceam să dublu de puteți să mă bateți, să mă împușcați, că aveți pistoale. Dumneavoastră continuați să escaladați în conflict. Eu vreau să vă prezentați. Dumneavoastră doriți să creați... Eu vreau să vă prezentați. De poliție, Coman Dragoș, sunt eu. Dragoș Coman, da? Da. Așa vă numiți. Eu mă numesc Oleg Brele. Dați-i colegul buletinul. Nu, dar barbă 3-3-4 verificare trebuie. Să înțeleg că dumneavoastră, în realitate, mai mult filmați aici. Aveți un acord de a filma în acest loc? N-am nevoie de acord ca să fac uz de un drept fundamental. Știți că în acest loc
se află și persoane aflate în anumite stări vulnerabile? Și noastră, de ce m-ați abordat în situația asta? Când pentru oamenii... Vreau să știu ce este pe și v-am explicat de ce acum... Deocamdată dumneavoastră filmați aici... Pentru că dumneavoastră îmi creați un disconfort, pentru că dumneavoastră m-a agresat, sunteți iată 5 angajați ai statului, unii înarmați și eu mă tem de voi și de asta eu mă protejez cu camera. Nu e adevărat, e un drept fundamental, e scris în Constituție. Un drept fundamental în Constituție este să protejați interesele celorlalte persoane. Și le protejez, și le protejez. Cum le încalc? Eu vă filmez pe dumneavoastră. Eu documentez un abuz polițienesc. Sub ce formă este acest abuz polițienesc? Iată legi de mare. M-ați privat de libertate acum pentru că nu pot să-mi caut de treabă, de apărare. Iată, să apăr refugiații, să le traduc și tot așa. Traducându-le într-o limbă. V-ați solicitat cineva sprijinul? În fiecare minut îmi solicită cineva sprijinul. În fiecare moment se apropie oamenii și îmi cer sprijinul. Dacă vreți să aveți un sprijin, dacă vreți să fiți echidistant, trebuie să nu purtați mesaje care poate să producă indignare. Doamne, ferește, sigur că da. Libertate de exprimare, ați auzit ce înseamnă? Nu, știți cum ești cu libertatea de exprimare? Ne exprimăm atâta propria. Timp că nu provocăm exact așa. S-a plâns cineva de mesajul ăsta? Cine s-a plâns de mesajul ăsta? Foarte multe persoane, atât dintre cei refugiați, cât dintre alte persoane. Dați-mi măcar una. Sunt date cu partea de persoană, puteți să vă dăm. A, sigur că da. Sigur că este așa. Oamenii poate-ți deranjat și de bicicleta mea, de pe piept desenată. Poate și de bicicleta asta-ți desenat. Bun. Mesajul acela. Unde mesajul ăsta? Îl afișați în altă parte. Nu în zone în care avem refugiați, da? Iar dacă vreți să fiți în continuare translator, trebuie să aveți o atitudine care să nu provoace indignarea nimeni. Asta, dacă vreți să lucrați în poliție, trebuie să schimbați atitudinea asta de vechel pe fățare. Nimeni nu vă este sclav, nimeni nu vă se subordonează doar așa pentru că sunteți noastră vechilor. Trebuie să respectați niște proceduri. Și să respectați drepturi fundamentale ale omului. Dar știți acele drepturi fundamentale? Da, despre drepturile omului. Da, și a României și a Republicii Moldova. Și am înțeles că e obligatorie inclusiv pentru polițiști. Da? Da. Și ați înțeles că cetățeanul este obligat să se supună solicitării? Nu e obligat cetățeanul să se supună. Cetățeanul are drepturi. Polițistul are obligații. Cetățeanul are drepturi fundamentale. Are și obligații? Are și obligații, dar mai multe obligații are polițistul și jandarmul. Sunt în egală măsură și drepturi și obligații. Neastră aveți mai multe obligații, inclusiv să mergeți să faceți slujbi, să pocniți din călcâie, pe care noi nu avem obligația asta. Vedeți că sunteți un pic în erare. Posibil, da. Deci dumneavoastră veniți într-o zonă să faci o altă activitate, dar nu prea știți ce aveți de făcut, nu? Da, posibil, trebuie să-mi dați dumneavoastră lecții. Cei de la DGSNB v-au spus ce trebuie să faceți? Nu, nu mi-au spus. Dar a solicitat? De ce să le solicite? Dacă eu știu ce am de făcut. Adică, de ce ați venit aici, până la urmă? Ca să ajut oameni. Deci dacă nu știți ce aveți de făcut, ce faceți? Cum? Nu, le traduc. Ce le ajut? Orice le traduc, din limba rusă, dacă limba română limba și invers. Știu. Și credeți că traduceți corect? Da, sunt convins. Sigur n-au fost și alte persoane care au sesizat faptul că nu traduceți corect? Posibil. Că nu-i cam știu că dumneavoastră nu traduceți corect. Exact, traduc ce mi se solicită. De unde am certitudinea asta, nefiind translator autorizat? Căutați translatori autorizați și o să rămâneți fără niciun voluntar în gară. Căutați translatori autorizați. Indignarea aceasta pe care o procesul dumneavoastră, sub diferite forme, pentru că m-ați privat de libertate. Pentru că m-ați privat de libertate și faceți spectacolul ăsta aici. Cunoașteți faptul că tulburarea uniștii publice reprezintă o contravenție? Da, posibil. Amendați-mă și o să ne judecăm. Cunoașteți faptul că sunteți amendați-mă și o să ne judecăm. Amendați-mă și adică acum sunt liber. Că, recunoașteți acum că sunt liber. Această a contravenție liber. Acum urmării. Sunt liber. Bineînțeles. La revedere. Nu va îndrăbi nimeni dreptul la revedere. Sunteți conștient că... Nu sunt conștient că aș tulbura liniște publică. E mai degrabă o provocare polițienească. Un scandal iscat de organe. Vi s-a părut dumneavoastră că am tulburat liniștea publică? Nu știu, nu avem unde păcut. Nu avem atenție. Ia uite ce organe zâmbărețe. A tulburat liniștea publică, am vreo 30 de martori acum au văzut chestia asta. Și noi avem filmarea cu dumneavoastră. Cum a tulburat liniștea publică? Cum s-a tulburat liniștea publică? Cum? A lăsat din jurii cumva apropiat. Da, v-ați apropiat cu arme într-o sală unde vin oameni speriați de arme. Da, da, eu pe asta l-am înfișat posibil. Dar ce căutați acolo? Să speriați oamenii? Ce căutați acolo? Ca să speriați oamenii? Am venit să ajut oameni, nu ca voi să-i sperii. Cu armele și cu vorbele. Am deranjat ordinea publică, așa crede polițaiul Coman sau cum ai zis că îl cheamă. Atâta poate, atâta zice.